Bun, bună ziua, bun, bun, bine v-am găsit, băi, oameni buni. După cum vă spuneam în video anterior, că o să fac o tâmpenie mai mare decât cea care am făcut-o data trecută. Pentru cei care n-au văzut video-ul trecut, o să vă spun imediat. Deci am așa, am una bucată polonic, de care am legat frânghia asta, care era la fântână. Și am reușit să scot găleata. Din păcate a rămas o sticlă de apă în interiorul fântânii. Dar aia să fie pagubă. Deci una bucată găleată făcută zob, pentru că a trebuit pe scripetele asta de aici și pe toată structura asta șubră de voi mama ei, să trag cu chestia aia ca să pot să o scot. Partea frumoasă e că încă am o sticlă de suc care e rece. Deci a stat vreo câteva zile bune în apă. Tic in a house, fraților, cu ideile lui geniale. Deci, făcusem așa. Recapitulez pentru cei care n-au văzut video-ul trecut. Când am venit ultima oară aici, am băgat în interiorul găleții două sticle, una de apă, una de suc. La rece, să stea la rece. Am mai făcut chestia asta, nu s-a întâmplat absolut nimic, e, uite că acum s-a întâmplat și a rămas blocat. Și n-am mai reușit cu nimic altceva să o desfac, să o descopăr, să o scot afară, pardon. Și singura variantă bună care a fost cu mașina, să leg de cârligul de la mașină și să trag cu ea pe scripete. Asta e voi mama lui. Uitați-vă cum se mișcă, voi vedeți acum. Dar cu toate astea am scos. Partea bună e că m-am ales cu o sticlă de suc rece. Deci dacă mai vreți sfaturi bune despre distrugerea lucrurilor sau despre distrugerii lucrurilor, adică mă refer dacă ați distrus ceva și vreți să distrugeți mai bine ca să rezolvați acel ceva bine, sfaturi din astea vă pot da eu. Timpul liber mi se mai spune și distrugătorul de vise. Da, măi, oameni buni, ăsta e un video scurt în care tocmai v-am zis că o idee de-a mea genială e atât de genială încât e foarte genială de genialitate ce... Hai, mă las! M-am pupat! Video din ăla cu Caterica, cu Bocan, știi ce zic? O să fac chestia următoare, o să pun... Sper să n-am atât de bună inspirație încât să-mi cadă și telefonul în fântână, că asta mai lipsa. Nici nu știu cum să-l poziționez ca să stea cât de cât. Nu, deci n-am nicio șansă. Nu o să mă vedeți cum o să savurez niște suc rece. Sau ba, da, o să mă vedeți. Adică trebuie să fac și un video măcar de 5 minute, știi ce zic? Că fiind 3 minute vă plictisiți. Ia te uite, vreți să zic, bine că trăiesc cu mașina el de capul de fântână, că toată lumea făcea așa. Bă, culmea ironiei e că am luat găleata aceasta în urmă cu vreo 3 săptămâni. Și acum să mă vedeți așa cum o să savurez o gură de suc rece pe căldura de afară. Wow! A meritat tot efortul de 20 de minute. Acum o să vă las. După ce o să prind din nou pe rola aceasta cablu și după ce o să încerc să mai îndrept un pic găleata ca să am ceva provizoriu până în momentul în care o voi înlocui. Și cealaltă sticlă din apă de jos din fântână n-am idee cum aș putea să scot. O să mă gândesc la o variantă și pentru aceea. V-am pupat și până data viitoare să fiți iubiți și să ne auzim cu bine!